Aveți mare băgare de seamă atunci când faceți cumpărături, mai ales când achiziționați electronice. Un sibian se luptă de aproape 2 luni să înlocuiască un telefon mobil defect, însă reprezentanții magazinului nici nu vor să audă. L-au trimis de 3 ori în serviciu, dar telefonul nu a fost reparat. Sibianul în cauză este omul de afaceri Cristian Marinescu. O persoană răbdătoare, însă aproape 2 luni în care nu a putut folosi noul telefon cumpărat este prea mult, spune el. Nu doresc nici să-mi restituie banii, nici să-mi înlocuiască cu alt telefon. Nu știu cum să rezolv această problemă. Și acum stau cu telefonul cu aceeași defecțiune de 1 lună și 3 săptămâni. Chiar nu mi se pare normal. A treia oară să vină cu aceeași defecțiune, chiar nu mi se pare normal. Fiind om de afaceri, Cristi Marinescu a propus magazinului să-i ofere posibilitatea să cumpere alt telefon pentru care să plătească diferența. Dealerul nici nu a vrut să audă și a trimis din nou telefonul în servis. Le-am propus o variantă să cumpăr alt telefon și le-am și subliniat faptul că să fie unul mai scump, să le mai dau eu tot eu lor bani. Au spus că nu, că trebuie să meargă de 2-3 ori în servis și dacă vine și a treia sau a patra oară cu problema nerezolvată, abia atunci o să vadă cum procedăm să rezolvăm problema. Reprezentanții magazinului spun că este adevărat că telefonul a funcționat numai câteva zile și că a fost trimis de 3 ori la reparat, însă acolo nu s-a constatat nicio defecțiune. Cei de la servis mi-au completat pe garanție de termen confirmat. Ei l-au testat și în momentul acela nu puteau constata defectul. Dacă a doua oară telefonul i-a fost înmânat proprietarului cu aceeași problemă, a treia oară când a fost trimis la reparat i-a fost schimbată placa de bază. Acesta ar fi fost momentul în care Cristi Marinescu ar fi trebuit să răsufle ușurat, însă surpriză, telefonul tot nu a funcționat. S-a trimis pentru a treia oară. Telefonul practic a fost înlocuit. A fost înlocuită placa de bază, care a rămas de pe telefon. Se pare că defectul persistă. Dealerul de telefonie speră ca șefii de la București să hotărască înlocuirea telefonului mobil.